Domnule Tomac, ați rămas practic singurul care se luptă pentru cauza aderării României la spațiul Schengen. Astăzi o vizită interesantă la București, președintele Consiliului European, Charles Michel, spune că a venit aici să ia, să caute dovezi pentru a arăta Europei că România merite să intre în spațiul Schengen, în timp ce domnul Iohannis spune că nu-și poate asuma un termen, o dată. Nimeni nu trebuie să caute nicio dovadă. Lucrurile sunt foarte simple și ele sunt prevăzute în tratatul al Uniunii Europene și în tratatul de funcționare al Uniunii Europene. Instituția care evaluează dacă un stat îndeplinește criteriile sau nu este Comisia Europeană. Comisia spune clar, a spus-o anul trecut de două ori, România și Bulgaria îndeplinesc criteriile, Consiliul Jai trebuie să uh, formalizeze invitarea noastră în spațiul Schengen. Prin urmare, nu este nimic în plus de căutat eu regret că nu a existat o, o, o reacție mult mai dură la adresa Vienei, pentru că aici avem de-a de a face cu un abuz de drept. Domnul Iohannis a spus chiar că Austria nu e de vină, e o chestiune legată de migrație. Domnul astăzi. Iohannis vede peste tot doar contabil, vede doar lucruri pe care noi nu le vedem. În cazul fermierilor, mă refer că făcea așa niște referiri contabilicești la, legate de, de poziția Comisiei. Eu cred că în chestiunea Schengen lucrurile sunt foarte clare. În Consiliul Jai s-a intrat pe 8 decembrie anul trecut cu o propunere ca România, Bulgaria și Croația să fie acceptate în spațiul Schengen și s-a ieșit cu două decizii. Croația acceptată, România și Bulgaria nu. Prin urmare, aici nu mai avem un conflict politic, avem un conflict juridic și el trebuia reclamat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Și mai mult decât atât, dacă președintele voia să obțină ceva mai mult decât aceste nedumeriri, trebuia să solicite, ca în Consiliul European, acest lucru să se discute, pentru că este inacceptabil ce ni s-a întâmplat nouă și nu ne ajută doar să ne plângem. Trebuie să și acționăm, să fim uh, mult mai inteligenți în a ne apăra o cauză care este legitimă până la urmă. Deci noi am aplicat în 2010, în 2011 am îndeplinit criteriile, uh, Croația a aplicat în 2021 și în 2022 a intrat. Cred că e prea mult de când așteptăm și evident că uh, am fost... Uh, puși într-o situație oarecum luată prin surprindere, pentru că nu ne-am făcut temele cum trebuie.